Mircea Buteanu este un om cu gusturi rafinate. Conduce un Jaguar, fumează trabucuri cubaneze, în materie de muzică alege doar ce e mai bun și sofisticat, niciodată nu optează pentru variante comerciale. A văzut lumea. Când granițele României erau închise, el a găsit o modalitate de evadare, pentru că nu vroia să trăiască după gratii, dar imediat după Revoluție a revenit în orașul ales, Clujul. De atunci trăiește aici. Este proprietarul mai multor cluburi și restaurante, dar lumea îl știe ca pe cel care a adus pentru prima dată la Cluj trupe importante și soliști de renume ale muzicii contemporane. Smokey, Buena Vista Social Club, Parov Stelar, Club Dezbelugas și enumerarea ar mai putea continua. Dacă nu ar fi fost Mircea Buteanu, aceste formații nu ar fi concertat niciodată la Cluj, pentru că, la fel ca și în alte orașe din România, și Clujul are o problemă majoră în acest sens: lipsa spațiilor unde se pot organiza concerte de anvergură. Pe Virgil l-ați chemat aici să vă facă noanele, că becurile că... A plecat pentru mașină, au ceva probleme. Cu ce mașină? Cu Cielo. Dă lumina pe perdelele din spate unde sunt ale, dă-le la maxim. Lumina din bar, care e? Aici. Da. Trebuie să o grămadă de lumini care nu ar nici acolo, înseamnă. Nu. Bun. Mai credeți să apară Goșo. Hai, hai, Goșo. Stai, uite că mi-am și vărsat cafeaua. De emoții că ai venit. Trebuie să le amenajăm localul. Eu, sincer, nu știu că aș face mare scofală, pentru că barul, te gândești să-l mutăm în altă parte? Păi, sincer să fiu, nu cred. N-am nu unde să-l mut în altă parte. Unde. Da, deci barul nu poți să-l muți, e destul de, ilegal de depozit, nu avem cum să-i facem. Scena, tot acolo ar trebui să o pun din când în când. Dacă am discutat de variante, eventual să o ridicăm un pic mai sus. Păi să rămână în poziție fixă mai sus ridicată, mă gândesc că acum noi aducem modulele alea care le tot punem acolo. De scările am povestit de atât. Nu, scările, așa le rămân, așa. Rămân așa. Piatra asta că e bună, cobor cu bură mai cu grijă, asta e, nu, scările astea sunt frumoase. Balustrade, și... balustrade eventual. Balustrade se poate schimba. Da. Asta ziceam că dacă schimbăm un pic stilul amenajării, probabil... Da. O să fie destul de... Dar tu te-ai gândit să faci o chestie mai minimalistă aici, sau... Da, nu neapărat, nu neapărat, dar... Ba, știi, mă rog, schimbarea asta trebuie să se observe, lumea... Da, trebuie să se observe, numai că noi am folosit multe scaune și mă gândesc în continuare să le folosesc pentru că îmi trebuie la concerte. Deci la concerte trebuie să transform sala într-o sală Nu mă refeream la să folosim, de exemplu, mai mult zone de stat, comode, gen lounge, canapele și așa mai departe. Nu neapărat asta. Dar că și ca colorit și că... Ca și colorit aia n-am nicio problemă. Obișnuiții clubului îl cunosc foarte bine pe acest tânăr, pentru că este mâna dreaptă a lui Mircea Buteanu. Mai puțin știu însă că bulgarul Goșo a absolvit arte plastice la Cluj-Napoca, specializarea sa fiind designul. El este cel care are grijă ca visurile să devină realitate. Mircea Buteanu împreună cu Goșo gândesc foarte atent până la cel mai mic detaliu amenajarea interioară a localului. Este foarte important ce stil se va adopta, pentru că fiecare schimbare, cât de mică să fie aceasta, afectează percepția generală a publicului consumator care vine aici să savureze o muzică de calitate, un vin bun și să ia pulsul monden al Clujului. Thank you.
facem împreună un inventar al obiectelor care trebuie să rămână, care trebuie să rămână pe aceleași poziții și care le putem arunca. Bine. Nu. Pe după masă ne vedem atunci, da? Da, da. Bine. Din punct de vedere religios, sunt ateu. Nu aparțin niciunei altfel de credințe. Sunt ateu. Din punct de vedere al sentimentelor care mă încearcă când ies să mă gândesc cărei nații, cărui popor îi aparțin, e aici un pic de amestec. Eu am fost până la 14 ani cetățean sovietic. Prima oară am venit în România la 4 ani. Am avut norocul ca pe parcursul perioadei care am petrecut-o în copilărie în Dnepropetrovsk să fiu crescut și educat de 3 bunici, era bunica mea și 2 surori ale ei, care m-au educat într-un spirit foarte rusesc și sovietic. În sensul că am învățat poezii rusești, am fost inclusiv primele încercări de muzică, am făcut vreo 8 ani de pian. Partea de tehnică era și din Cerni, mă rog, dar se cânta multă muzică de compozitori ruși. În general, locuitorii spațiului ex-sovietic erau foarte, hai să nu zic îndoctrinați, dar erau toți încercați de sentimente puternice de dragoste față de țara în care trăiau, mergând până la sentimente puternice naționaliste. În spiritul ăsta am fost crescut și eu. Ca atare, an și an am fost, eu mă consideram rus. Aici, în România, am avut parte de tatălui meu, deci bunicul meu din partea tatălui, care era din Maramureș și care mi-a insuflat un spirit românesc și dragoste față de valorile care el le avea. Hai, hai să arăt, tati, ce faci tu aici? Hai să uite la tot. Hai că vă pup. Da, și bine și vă pup ăla, stai așa. Este am de putică. Da, și am de putică. Uite-o pup și pe mami. Pa. 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 În Cluj am venit când eram încă în școala generală. Ultima oară înainte de a veni la Cluj am locuit în Hunedoara. Și la un moment dat ei au hotărât să se stabilească. Mama mi-a dorea foarte mult un oraș care să aibă operă, teatru. Un oraș de o altă mărime, cu o altă perspectivă și de dezvoltare pentru copil. Și ne-am mutat în Cluj. Și aici mi-am petrecut sfârșitul școlii generale, liceu, m-am îndrăgostit foarte mult de oraș, aici mi-am făcut prietenii și acum pot să spun că îmi place orașul, mă simt foarte atașat de Cluj, de bucata de istorie care eu am cunoscut-o și am o strângere de inimă când alții locuitori sau conducători bagiocoresc acest oraș, pentru că acest oraș, în perioada în care eu l-am cunoscut, cu siguranță în perioada dinainte și mai mult, a avut locuitorii lui aveau un puternic, cred eu, sentiment de apartenență la oraș.
Și n-aveai cum să nu ai, clădirile sunt multe, sunt monumentale, străzi frumoase, există oarecare specific al structurii populației din Cluj și cred că există un puternic sentiment cetățenesc de apartenență la oraș. Sigur, el s-a mai diluat prin anii 70, a fost perioada în care Ceaușescu a dus mulți muncitori de peste tot, s-a făcut Cluj și așa mai departe. Dar sâmburile și mai ales toată zona centrală era populată cu oameni educați și mari iubitori ai orașului. Chiar dacă erau, să zicem, pe diferite poziții sociale și cu educații diferite. Și așa am ajuns în Cluj, am îndrăgit Clujul și pot să spun și acum că îl iubesc. Mică, 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 mică! Ia unul mic, mic de acolo. De la tati, avionul. Mică, 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 mică. Mică, măi. Foarte mică. Am și o fetiță de 12 ani, dar nu am apucat să am o viață de familie normală cu ea. Ea locuiește cu mama ei. Dar am un băiețel și am descoperit cât de frumoasă este viața în familie, viața alături de copil. Și eu nu m-aș plictisi. Sigur că ți-ai mai găsi una alta de făcut, dar în primul rând să-mi petrec vremea cu familia, să pot să călătoresc, să stau mult în locurile în care îmi place să stau. Ar fi o viață bună, credeți-mă. Asta e ce-mi doresc eu, să mă pensionez. Dacă vine cineva și spune, domnul Budeanu, care-s dorințele noastre? Asta, din punct de vedere financiar, material, să zic așa. Doamne, sunt îndeplinite. De mâine le primiți, îmi plic, uite. Eu m-aș pensiona. Da. Mă, ce să facem? Data viitoare, când vor veni ăștia, eu sigur îi mai aduc, va fi full. Pentru că toți vor spune, bă, ce concert ai pierdut, uite, nu l-ai văzut pe ăștia, așa, 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 așa. Pentru că o să vezi și, și plus că o să vadă pe camere, de la voi. Mă, dar nu trebuia să le punem și o scară aici, să poată să urce pe scenă. Alo, alo, bună seara! Alo, care seara? Alo! Alo, Laura, eu camera. Das war wunderbar. Gestern. Yeah! Ich war todmüde, aber heute? Das Publikum gestern. Yeah. Aber heute? Party. Yeah. Okay. Se sara că era obosită, așa a făcut ce a făcut. Pe s-a luat masa pe drum. Club des Belugas este unul dintre proiectele de jazz lider în Germania și Europa. Folosindu-și din plin creativitatea, ei combină stilurile europene contemporane cu beaturile braziliene, black soul-ul american și ritmuri de swing specifice anilor 50, 60 și 70. Și-au început cariera în 2002, iar până acum au scos pe piață 14 albume. În ultimii 3 ani au susținut peste 100 de concerte în toată Europa, participând și la cele mai importante festivaluri de muzică electronică și jazz. Muzicienii din cadrul Club des Belugas concertează în diferite formule, iar una dintre cele mai de succes este și cea care a fost prezentă la Cluj cu Brenda Boykin, cap de afiș. Artista a fost caracterizată de specialiști drept cea mai autentică și inventive voce feminină de jump blues vocal stylist din generația sa. Acest concert a fost una dintre marile reușite ale lui Mircea Buteanu, dar dacă vrem să aflăm cum a început totul, trebuie să ne întoarcem în timp până în 1999. Acesta este anul în care formația Smokey a venit la Cluj. I
Suntem bucuroși să fim împreună în seara asta în Cluj. Concertele în acea perioadă am început să le fac pentru că tu trebuie să definești undeva. Problema este să-ți menții modul care te-ai definit, indiferent la ce nivel ești. Noi am considerat că acela este nivelul cel mai profitabil. Și de atunci, mă rog, Dizel a mai trecut prin tot felul de renovări, m-am implicat mai mult, aici am pus mult efort și mult suflet. Trebuie să recunosc că am avut și noroc, pe vremea respectivă nu era pus deria de cluburi și clubulețe ce e acum și concurența era mult mai mică. Au fost concerte de blues, după ce au fost și de rock. În general am încercat să aducem formații, doar live, care cântă live, nu playback, și care sunt reprezentative și a căror muzică este un produs de calitate. Ne-am ferit de dance, de pop-ul ieftin și, în plus, am încercat să dăm mai multe valențe locului. Deci am organizat și concerte de folk, după ce am trecut spre spectacole de teatru. Noi am început tot acum vreo 13 ani, cred că am făcut primele seri de cafeteatru. Un teatru de stat, parcă zice, din Turda, cu actori profesioniști de acolo. Și la un moment dat, sigur, proiectul a început frumos, după aia mai alunecat încoace încolo. La un moment dat l-am oprit ca să nu compromitem complet ideea de cafeteatru. Am mai avut și alte tentative, am mai făcut cu Cristi Nedea teatru citit. Acum avem teatru de club, deja cred că e a treia stagiune deja care o avem. Și care, la fel, va trebui la un moment dat să-i dăm un suflu proaspăt ca el să se adreseze totuși unei pături mai largi de consumatori. Una dintre cele mai semnificative evenimente în viața culturală a Clujului a fost concertul lui Eliade Socioa, membru al trupei cubaneze Buena Vista Social Club. Eliade Socioa este considerat unul dintre cei mai importanți muzicieni cubanezi din toate timpurile, un remarcabil păstrător al muzicii cubaneze tradiționale. În turneul său a fost însoțit de trupa lui, Grupo Patria. Eliade Socioa este cel mai tânăr dintre cei care au creat albumul Buena Vista Social Club în 1997. Contribuția lui la această formație înseamnă stilul său unic de a cânta la gitară și vocea de la piese ca El Cuarto de Tula, Chan Chan sau El Carretero. A participat la toate marile turnee mondiale ale superstarurilor cubaneze împreună cu Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Ruben González, Cachaito López sau Omara Portuondo. Ha? Cum arată sala operei? Ia uite, ce lume frumoasă, ce ambianță, extraordinar. A fost unul dintre cele mai frumoase evenimente care le-am organizat. De vreo 10 ani mă duc în Caraibe și îmi place zona respectivă, mă odihnesc foarte bine acolo, îmi place aerul, umiditatea și îmi plac și unele produse care vin din acea zonă, fumez trabucuri. Un pic, poate cam multe, cam 5-6 pe zi. Astea sunt trabucuri ediții limitate. De exemplu, asta e un trabuc din, se numește Double Coronas, ediție limitată 2003. Aceste trabucuri au fost fabricate doar în acei ani, din tutun ales, învechit, de foarte bună calitate. Astea nu le fumez chiar în fiecare zi și rar mai multe pe zi, pentru că sunt și foarte scumpe. Yeah.
Parov Stelar, proiectul muzicianului austriac Markus Fereder, este una dintre revelațiile scenei muzicale electronice din Europa din ultimii ani. Muzica sa este străbătută de solouri vibrante de saxofon, pian clasic, alături de bucăți disco în stil anii 80, totul alcătuind un melanj sofisticat, plin de senzualitate și mister. Ăsta un ulei, de la din Puglia, și l-am cumpărat din nordul Italiei, dar tipul l-a dus din sud de tot. Și mie genul ăsta de ulei îmi place, așa tulbure și aspru pic și lasă așa și un gust amar aici, în spate. Da, da. Îmi place mai mult tatău decât blodăfim. E mai forțos. Da. E mai forțos, dar ăsta... Chiopetii nu-mi place. E mai bine structurat, mai corporent. Modul acesta de viață îi se potrivește perfect lui Mircea Buteanu. El niciodată nu vrea să iasă în evidență. Nu dă interviuri, nu apare la emisiuni televizate. El se simte bine la el acasă, în compania prietenilor săi, discutând despre gastronomie, filmuri bune, concerte ce au fost și vor urma. Nu este un om pretențios, nu vorbește despre ceea ce face. Treaba care trebuie făcută, sarcina care trebuie dusă la bun sfârșit, nu este subiect de discuție. Cu toate acestea, în urma lui rămân evenimente memorabile, prin care Clujul urcă de la statutul de oraș provincial la categoria de oraș interesant, unde merită să stai, să explorezi, să participi la evenimente și să ai ocazia să simți un puls cu adevărat cosmopolit. Întâmplarea face că am chiar colaborat cândva prin anii 2000, când în Cluj se întâmplau mai puține lucruri și ne-am cunoscut, am fost foarte apropiați în acest sens. Eu m-am retras, însă Mircea Buteanu a avut puterea să continue și continuă și astăzi și de fiecare dată când organizează ceva la Teatrul Național sau în Clubul Diesel, remarc și spun ce bine că este cineva care face, că Mircea Buteanu mai are energie să continue, pentru că nu ne dăm seama ce eforturi implică și ce impact are asupra societății, ca să nu rămână așa un gol în câmpul acesta. Mircea Buteanu spune că este o activitate comercială, suntem de acord, dar efectul și ceea ce rămâne este mult mai mult și sperăm să continue. Prima dată l-am cunoscut pe Mircea Buteanu prin ricoșeu din istorisirile celor care erau în jurul meu și doream foarte mult să ajung în ipostaza, să fiu aproape de el, respectând ceea ce făcea. Mă refer din punct de vedere al evenimentelor muzicale. Fiind inginer și nu artist, ca și prietenii mei, aș vrea să fiu mult mai scurt. Mircea Buteanu este și pionier și senior. Mircea Buteanu este o marcă înregistrată a Clujului. Evenimentele organizate de el cu siguranță au contribuit la dezvoltarea unei imagini moderne a orașului Cluj. Datorită lui, Clujul nu este doar orașul tradițiilor. Este și orașul care simte pulsul Europei, care știe că nu doar teatrul, literatura și muzica clasică înseamnă cultură. Cultura este un stil de viață, un mod de a trăi. Și Mircea Buteanu știe asta. Yeah.